Black Friday 2019, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunță a fi o zi aglomerată. Asta pentru că marile magazine sunt pregătite să aducă mai multă marfă decât în zilele obișnuite, iar cumpărătorii la rândul lor sunt cu temele făcute și cu ochii pe prețuri. În slatina, perioada de Black Friday a început, multe centre comerciale afișând deja perioada de reduceri. Totuși, mulți slătineni nu se lasă prea impresionați de ofertele de la rafturi și sunt de părere că multe dintre aceste campanii nu sunt reale. Sunt adevărate. De multe ori ridică prețurile, le coboară, deci ei niciodată nu pierd nici, deci știu ce să facă cu prețurile astea ca să nu pierdă. Asta e așa numai pentru să ne ducă în eroare. Eu cred că nu. Ce credeți că se întâmplă cu prețurile? Să-și facă și o mică vânzare mai mare, nu se știe dacă sunt chiar cum spun ei, nu prea avem încredere. Dacă îți trebuie un obiect, n-ai decât să-l cumperi. Reducerea, după părerea mea, e prețul real. După părerea mea. Ridicăm înainte prețul, scădem după aia și am luat ochii la țărani. Cu toate acestea, comercianții reușesc să atragă în magazine un număr mare de clienți în această perioadă. Lipsa de informare, naivitatea cumpărătorilor sau dezinteresul privind strategiile de marketing sunt doar câteva din explicațiile acestui fenomen. Lumea se înghesuie fiindcă nu știe. Nu știe, nu sunt citiți, nu se uită pe multe site-uri să vadă cum e. Probabil pentru unii care cam sunt oameni de rând, nu sunt cei patroni și așa, le convine prețul. Pentru că e neinformată. Care crezi că e practica comercianților acum? Vagabonțeală. Potrivit estimărilor analiștilor de la Frames, ediția din acest an va aduce un plus de cel puțin 50 de milioane de euro în casări pentru retaileri, în condițiile în care campania de Black Friday a ajuns la un nivel de maturitate.